Târgul Cosmetics, Beauty and Hair este unul dintre cele mai importante evenimente de beauty, în care avem oportunitatea să ne întâlnim cu clienții noștri, avem oportunitatea să prezentăm noile tendințe în domeniul frumusețării și a terapiilor corporale, faciale sau în domeniul coafurii. Într-adevăr, anul acesta chiar am avut surpriza să fim luați prin surprindere de foarte mulți clienți profesionali. Este doar prima zi, dar mi se pare că este mai energizant decât cel de anul trecut. Așteptăm un număr mare de vizitatori. Deja văd că a început așa o agitație foarte mare din prima zi. Pare că un număr din ce în ce mai mare, de la an la an. Pentru prima zi, cred că e chiar multă lume. Chiar de la primele ore ale dimineții pot să spun că am fost asaltați cu o grămadă de întrebări, solicitări. Ne bucurăm că din prima zi este așa, să sperăm că va fi până la sfârșit. Venim în fiecare an, mi se pare principalul târg care se adresează profesioniștilor și deși este prima zi de târg și au trecut doar câteva ore, au fost foarte mulți vizitatori, cred cu siguranță mai mulți vizitatori decât anul trecut. Ne place atmosfera, ne place tot ce este aici. Am fost și anul trecut și să sperăm că putem să revenim de fiecare dată. Suntem mulțumiți și ne place ceea ce faceți. Mi se pare un început bun al acestui târg de anul acesta și de ce spun asta, lumea este, nu neapărat că vorbesc de un număr mai mare, ci vorbesc de o lume interesată. O lume care s-a informat foarte bine, care nu a venit doar am trecut pe aici, nu, a venit direcționat către și focusată către proceduri, către tehnologii noi.